O polițistă din Călăraș este anchetată pentru că trăiește o poveste de dragoste interzisă. Agenta trebuia să verifice periodic un tânăr aflat în arest la domiciliu, numai că vizitele obligatorii s-au transformat rapid, pare să, în pasiune. Pentru angajata Ministerului de Interne n-a contat nici faptul că băiatul e anchetat pentru tentativă de omor și nici că are 19 ani, dar e încă la liceu, în clasa 11-a. Cei doi au fost prinși în ipostaze tandre chiar de colegii polițistei. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape 3 luni, atunci când tânărul de 19 ani a fost plasat de judecători în arest la domiciliu. Agenta, cu 5 ani mai mare decât el, era cea care ar fi trebuit să-l supravegheze pe băiat pe perioada măsurii preventive. Părinții lui spun că a fost dragoste la prima vedere. Ea a venit să semneze el odată și asta e. Dragostea nu e oprită. Tânărul a fost arestat în luna iulie, după ce pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. O bătaie cu mai mulți vecini l-ar fi adus în vizorul procurorilor. După ce a fost lăsat acasă, polițista angajat în Ministerul de Interne de 3 ani ar fi venit periodic să-l viziteze pe băiat și nu doar în scop profesional. De fiecare dată se ducea numai cu mașina de poliție, când era în timpul serviciului. Și colegii efectiv așteptau o mașină. A plecat pe la 1. Orele 13, m-am întors pe la ora 16. Mașina de poliție, dastărul poliției, tot acolo. Tot colegii agentei au fost cei care au prins-o după ce un apel la 112 i-a anunțat că suspectul ar fi părăsit locuința. Băieții au intrat aici, doamne, intrăm în casă, i-am deschis ușele, puteți să intrați. Nu e nicio problemă, nu avem nimic de ascuns. Sesizarea inițială nu s-a confirmat asta pentru că l-au găsit pe tânăr acasă. În pat, lângă el, era însă și polițista. Am rămas în masca seară când a venit... Și mi-a... Ce v-a zis? Cum a zis ce a făcut Andreea? Destul de urât. Credeți-mă, n-am avut probleme cu ea. Idila a ajuns și la urechile logodnicului fetei de 24 de ani care își cumpărase o casă alături de aceasta și care se pregătea de nuntă. S-a răzgândit însă după ce vestea s-a aflat. Habar la mine, mă interesează. Poate să facă ce vreți. Are un soț nelegitim. A fost cu el, da, nu știu câți ani, nu mai e cu el. De când s-am prietenit cu băiatul meu? Povestea de dragoste a ajuns până la urechile șefilor poliției Budești, care au considerat de cuvință să o suspende pe femeie din funcție pe perioada în care este cercetată disciplinar. Potrivit unor surse, conducerea poliției Călăraș a chemat-o pe polițistă zilele trecute pentru a fi audiată în ancheta internă, dar aceasta și-ar fi închis telefonul și ar fi refuzat să vină la sediu. Nu este prima oară când tocmai cei ce ar trebui să respecte legea schimbă tabăra. Anul trecut, o femeie ofițer din penitenciarul Mărgineni și-a dat demisia pentru a putea continua relația cu un deținut încarcerat pentru tentativă de omor calificat, trafic de droguri, proxenetism, șantaj și evaziune fiscală.